Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vorbi despre diferitele feluri în care magia poate acționa asupra noastră. Alături de noi în platou se află domnul Dragoș Ovidiu Argeșanu, medic și scriitor. Bună ziua, Dragoș, și bine ai venit. Bună ziua. Bine ai revenit, de fapt. Bine. Ce metode de eliminare a energiilor negative există? Pentru că știm că foarte multe persoane se pot conecta la noi chiar de la depărtare, chiar fără să intre în contact direct cu noi și evident ne pot face rău dacă nu suntem pregătiți. Păi începem cu cel mai simplu, nu? Păi simplu gând al unui om poate să te afecteze. Simplu gând al unui om asupra ta, mă rog, care poate termenul generic de proiecție, te poate afecta, te poate influența. În funcție de puterea energetică a omului respectiv, care ține seama de o grămadă de factori. Vârsta astrală, cunoașterea spirituală, deci foarte mult. Deci pot să proiectezi o anumită cantitate și calitate de energie. O simplă energie proiectată fără voie, da? Te poate afecta. Asta este de fapt de ochiul. De ochiul este o proiecție, o proiecție negativă. O persoană se uită la o altă persoană, proiectează energia ei care este incompatibilă cu persoana asupra căreia a venit această energie și persoana respectivă îi se face rău. Cum se poate scăpa de ea? Deci printr-o grămadă de, printr-o grămadă de procedee, de mijloace. Este rugăciune personală. Multă lume care s-a de ochiat știe că dacă încep să spui Tatăl nostru, încep să caști. De fapt, încep să elimine energia negativă. Descânteul, chiar dacă din punct de vedere spiritual sau, mă rog, ortodox, este un păcat, descânteul este o formă de eliminat energie negativă. Stâi în stinsul cărbunilor, a chibritelor. Deci pare destul de ciudat. Dar aceste rituale nu sunt întâmplătoare, pentru că foarte multe persoane cred că este doar știți, pare destul de ciudat. Eram în anul 6 de facultate și unuia dintre colegele noastre s-a făcut rău. Pe vremea aia aveam foarte puțină legătură cu fusesem pe la Părintele Argatu, dar nu știam foarte multe lucruri și știam lucrurile, mă rog, ortodoxe. Și a venit o colegă de-a noastră și a stins chibrituri. Doamne, să zic că a fost o enigmă destul de mare pentru mine să văd. Adică să văd cum un chibrit se poate scufunda. Adică, efectiv, stingi un chibrit în apă și el se duce la fund. Măi, e lemn. Și de aici încep să te gândești, băi, dar oare ce se întâmplă? Oare din ce cauză un chibrit? Nu, pur și simplu, într-un pahar de apă, stingi un chibrit și el se duce la fund. Adică, eu sunt, am și o formă. Și din punct de vedere energetic, practic, ce se întâmplă? Se încarcă, deci, ceea ce face ca un lucru să fie mai greu, este ciul greu, energia ca, energia negativă, ca să zic așa, întunericul. Ori, în momentul unde scânte, cu energia negativă care este proiectată pe o persoană, se duce, se mută pe chibrit. Și chibritul respectiv se duce la fund. Dar mi-a trebuit ani să înțeleg treaba asta, deci un fenomen pe care l-am înțeles în ani. După aia, acum depinde. Aș vrea să-mi explici puțin. Cum este posibil ca o persoană să fie atât de rău agresată sau așa numitele farmece, cum pot fi trimise și transmise la distanță? Deci uneori se spune că nici nu este nevoie ca persoana să aibă o fotografie de-a ta sau un obiect personal și că pur și simplu îți poate transmite și trimite un gând negativ de la o distanță foarte mare, o boală sau un necaz sau... Știți, existența timpului și spațiului și noastră la ora actuală cred că este demonstrat științific. Este o problema lumii materiale. În realitate, din punct de vedere spiritual, noi coexistăm într-un punct. Într-un punct de nevoie foarte mult ca să transmiți dintr-o parte într alta. Deci acel sine divin care ne unește pe toți. Există oameni care au acces la acest sine divin. Sau la acest, cum să vă zic eu, loc unde nu există timp și spațiu. Ori tot ce înseamnă proiecție de energie, tot ce înseamnă telepatie, tot ce înseamnă se produce prin intermediul acestei dimensiuni care nu are spațiu și timp. Neavând spațiu și timp, există posibilitatea ca un gând să ajungă într-un loc înainte să fie transmis, pentru că el șutează spațiu și timpul. Și asta, mă rog, deci pleacă o grămadă de teorii și sunt experimente care s-au făcut și în care am încercat să vadă cum este cu transmiterea gândurilor la distanță. Și sunt oameni care au primit gândul înainte să fi început proiectul propriu-zis. Se vorbește foarte mult despre așa
numită alegarea cununiilor, există un destin care te programează să ai o anumită există soară sau un anumită bărbat sau o anumită femeie în destinul tău? Există un destin preprogramat. Avem programe, asta e clar, pentru oricine gândește. Ce sunt cununiile? Doamne, nu sunt încă în clar ce rol au cununiile în cer, dar vă pot spune ce rol au cununiile pe pământ. Adică cununiile pot fi vizualizate exact ca două inele care există în cer, pe care Dumnezeu le eliberează în cer și care coboară într-adevăr cu un porumbel din cer. Și fiecare inel se duce pe degetul celor care urmează să se căsătorească și îi face pe cei oameni să rezoneze și să se apropie și să se întâlnească. După aceea urmează, ce știm noi, ritualul logodnei, căsătorie, etc. Nimeni nu ajunge... Sunt uniți întâi în astral și după aceea... Mai întâi sunt uniți în astral. Deci cununiile vin de la Dumnezeu. Nu vorbesc de când sunt cei care fură cununiile, care pot să lege inelele, etc. Deci vorbesc de partea divină. Bun. Se duc inelele, se întâlnesc cu oamenii, cei nu știu cum s-au ciocnit, se plac. Mă rog, nu se plac, ce este care... Se plac, nu se plac, oricum, dar ajung să se căsătorească. De obicei, da. Și ajung în fața lui Dumnezeu. Bun, deci se căsătoresc. Și atunci apare ritualul ortodox de unire prin intermediul inelelor. Ei, aceste inele pot să fie legate în cer, pe pământ și sub pământ, da? În cer, când nu le-a eliberat încă Dumnezeu, pe pământ apar oamenii care se ocupă de magie, așa și de în sub pământ. Momentul în care am văzut cam cum arată și după aia am vrut să văd, am ajuns odată să văd ce făcea o doamnă care se ocupa cu stingerea. Eu am studiat, deci nu m-am apucat să sting cositorul, că le-am pastea, îmi pare rău, dar pot să văd tot ce se poate vedea. Și era o doamnă care stingea cositorul. Stingea cositorul unei persoane și în funcție de ce apărea. Ei, inelele legate de cineva apar efectiv ca două inele, una într-alta. Deci ele nu sunt eliberate și nu se pot duce la persoanele care trebuie să se căsătorească. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Orice om are mai multe sorți. Deci asta nu înseamnă că te-ai născut, trebuie să te naști cu doamna. Trebuie să te căsătorești cu doamna. Cu mai multe persoane. Deci există mai multe variante de destin. Oricine, foarte rar, varianta de destin scad odată cu evoluția spirituală. Adică Hristos a avut o variantă de destin unică. Da? Deci, de ce? Pentru că El e Fiul lui Dumnezeu și pentru că El avea o misiune de îndeplinit care era foarte clar. Deci, cu cât ești mai evoluat, cu atât ai mai puține variante de destin. Da? De fapt, destinul propriu-zis a existat până la Iisus. După Iisus, când s-a șters păcatul, mă rog, karma, și s-a șters calma omenirii, sau mă rog, fiecare om are posibilitatea ca prin Hristos să înceapă o nouă viață. Dar teoria asta este, dar în unele cazuri sunt persoane care înainte cu 10 ani, spre exemplu, visează sau simt da, cu cine se vor căsători și chiar să căsătoresc cu chiar se întâmplă respectivă. Treaba asta. Da, nu, există oameni, v-am zis, asta ține foarte mult. În primul rând, ați visa soarta, este o dovadă de evoluție spirituală. E adevărat că în tradiția poporului român existau momente în care puteai să afli cine ți este sortit. Da, vezi, Sfântul Andrei, mi se pare că când spuneai busuioc sub păr sau de pernă sau de bobotează. Sau... Astea au rămas. Este magia vechiului popor dac. Deci nu are nicio legătură cu creștinismul. Deci se poate afla. Da? Numai că, v-am zis, în general există mai multe posibilități. La mare majoritatea oamenilor, foarte rar sunt bătute în cuie. Însemnând că una este bună și una este mai puțin bună? Nu e adevărat. Există mai multe variante. Pentru că Doamne știe, de exemplu, cum să zicem un spirit nu-și dorește să se căsătorească. De ce nu-și dorește să se căsătorească? Pentru că s-a născut supărat pe bărbați, pe femei, da? Fiind supărată pe bărbați, automat va evita să se căsătorească. Dar, Doamne, e cam un banc cu Ion, cu inundațiile. Îi trimite o barcă, îi trimite și pe a doua, îi trimite și pe a treia. Dar tot refuză. Zan. Și atunci, spune-mi, vezi, s-a trimis. N-ai vrut să iei. Deci, până la urmă, noi avem o grămadă de variante.
unele mai bune, unele mai puțin bune, pentru că până la urmă asta te definește pe tine ca spirit superior, măsura în care poți să iei o decizie care este corectă. În ceea ce privește legarea cununiilor, da, există oameni care pot să lege cununiilor, ci pentru că sunt niște energii. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știe. Dar ce se întâmplă concret cu persoanele cărora li s-au legat aceste cununii? Intră în relații. Și ce presupune? Intră în relații cu persoane care fie nu vor să se căsătorească, fie nu pot, fie nu vor pentru că au fost căsătoriți și le-a ajuns, fie nu pot pentru că sunt căsătoriți. Și, deci intră numai în relații, fie cu persoane care sunt la distanțe foarte mari, deci nu se pune problema căsătoriei. Deci intră doar în relații în care șansa să se găsească este foarte mică. Practic sunt îndrumați spre un drum în care persoanele care le ies în cale sunt persoane absolut cu o problemă, astfel încât să nu se poată finaliza această relație. Biserică, absolut. Da. Și dacă se întâmplă să li se lege aceste cununii pe perioada unei relații care a pornit de la o premiză corectă, deci sunt în regulă până la urmă, persoane? Ultimul cuvânt, clar, Dumnezeu. Asta este clar. Deci, chestia asta că Domnul mi-a legat cu unile și nu m-am măritat, nu este valabilă. De ce? Păi pentru că Dumnezeu nu a văzut că ți s-au legat cu unile, am văzut. Dar ce înseamnă efectiv această legare de cununie? Adică ce se întâmplă practic? Deci, pur și simplu, acele două inele sunt legate în altă parte sau sunt date altcuiva. Dar exact ca fenomen, în momentul în care cineva, să spunem, aduce printr-un blestem sau prin niște vorbe, cum? Nu e vorba de blestem, deci când e vorba de legatul cununiei, presupune un act voluntar și conștient, un act magic. Magic presupune, știu existența acestor energii, le iau, le leg, ca să nu poți să te mări sau să te căsătorești. Deci tot sub formă de invocare a unor blesteme. Există posibilitatea unor blesteme, dar alea sunt părintești de obicei. De-aia împiedică, deci chiar dacă sunt tinerele, împiedică cununia. Adică să n-ai parte de. Da, de ce ți-e drag? Te blesteamă o doamnă pe care ai necăjit-o, da? Și în momentul respectiv, această energie se întrepune între tine și persoana de lângă tine și când se pune problema căsătorii, se urcă toată lumea pe pereți și începe să certe gachiori. Ați înțeles? Deci se poate întâmpla treaba asta, dar aia nu are aceeași putere ca o magie care presupune legarea inelor energetice spirituale care țin de cununie. Pentru că alea, cum să vă zic eu, până și forma verghetei pe care ți-o alegi este de undeva de sus. Adică nu este nimic întâmplător. Nu este nimic întâmplător. Bun, se dezleagă. Nu e o problemă. Cum se poate scăpa de lucrul acesta? Păi, în primul rând, preoții. Dezlegarea făcută de preot are valoare. De ce? Păi, gândiți-vă că este o energie care este legată cu altă energie. Deci preotul ce este? Este un canal prin care se manifestă Dumnezeu. Și atunci el când spune te dezleg, acea energie, adică puterea Mântuitorului care este dată preotului prin taina hirotomismii, ce face? Dezleagă acele cununii. Deci el trebuie să spună doar te dezleg. Nu trebuie să spună mai mult, că în rest se ocupă alții. Deci îngerii, etc. Adică ghizii specializați pe așa ceva. Că și acolo este o ierarhie și există o specializare. Deci nu unii sunt cu scrisul, alții sunt cu săbiuța, alții sunt cu bărbesfanele. Nu, nici acolo nu este un amalgam. Și atunci se dezleagă. Deci e destul să ducă la un preot și să zică, domnule, eu am cununie legată sau cred că am cununie legată, dar te rog, dezleagă și mie cununie. Marea problemă este că sunt foarte rare cazurile în care sunt legate cununie. Că problema nu este de cununie. Problema este de interior. Deci de relația mea cu sexul opus. Deci eu vreau să spun că în ce îmi vine mie la cabinet, cred că 10% sunt probleme legate de cununii, adică de magie. În restul sunt, ținând cont că am mai mult doamne decât bărbați la cabinet, marea majoritatea doamnelor care vin că nu se mărită sau nu au relație este pentru că nu vor să aibă o relație, pentru că au o problemă relativ la bărbați din viață sau din viața asta sau din altele, în sensul că au fost dezamăgite, au fost, părăsite, înșelate, violate și în momentul respectiv au reacția de sexuală de un bărbat și nu mai vor să-l vadă. Și atunci se întreabă de ce nu sunt cu nimeni, dar de fapt ea din interiorul ei nu vrea să fie cu nimeni. Respinge. Aș vrea să ne dai câteva exemple de persoane care au apelat la tine și care aveau așa ceva. Și care aveau. Spune următorul lucru. Deci am stat cu cineva o perioadă de
și după 6 ani, 7 ani ne-am despărțit. Sau am cunoscut o fată care a avut un blestem, blestemul era de 7 ani. A fost cu un băiat, mama lui nu a vrut-o. Și nu știu unde s-a dus și să-i facă. Cert este că fata respectivă, într-adevăr, 7 ani, n-a făcut nimic. Deci nici măcar un prieten n-a putut să aibă. După ce au trecut cei 7 ani, bănesc că era și o problemă karmică, pentru că altfel se dezleagă. Deci dacă este doar o problemă de mancie, se dezleagă omul pe care s-a făcut. Și nu o merit, se dezleagă. Dacă este și o problemă karmică și ai ceva de plătiți, mă refer singurătate, să fii sigură că vrei. Dar domnișoara știa ce i-a făcut mama prietenului? Da. Nu și-a dat seama și ce i-a făcut? Nu, i-a spus. Că să aibă grijă să nu fie cu nimeni. Și în momentul în care, a trecut perioada respectivă, s-a măritat alea și copiii. Dar, cum să vă zic eu, eu, ce pot să fac? Vine un om la mine, îmi dau seama, e de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu, îi spun, vezi că e de la Dumnezeu și încă nu ți-a venit sorocul. Sorocul tău o să fie peste poate verifica. 2 ani întâlnești soarta ta. Sau e legat și eu de zec care poate care ține treaba mea. Și în cazul domnișoarei cum a... Nu, în cazul fetei respective care, era prietenă, ne cunoșteam, n-am avut nicio intervenție pentru că... Dar de ce l-am dat? L-am dat pentru că de multe ori magia se întrepătrunde cu karma. Adică cu ceea ce ai de plătit și de învățat. Adică tu dai vina că ești legată, dar în realitate tu înăuntru tău nu ai fost pregătită să te măriți. Și atunci se suprapun. Zice, doamna, bine, ce vrei? Lasă că vezi cum e fără. Fără să fii, să ai un prieten, fără să fii măritată, fără să ai o familie, fără. Și atunci te lasă așa. În momentul în care vine sorocul, da, te trimite să te dezlege cineva. Și asta, și atunci intervin cei ca mine. În ce măsură se pot moșteni aceste blesteme? Am întâlnit o persoană, fată care într-adevăr avea un blestem. Știa despre el din familie, din partea tatălui și exact cum spuneai și despre domnișoara, despre prietena ta, 8 ani de zile nu reușise să aibă nicio relație, deci nu putea să aibă prieten. Era exact perceput ca un blestem. Orice ar fi făcut, o fată frumoasă, o fată deșteaptă, adică nu era niciun motiv concret pentru care nu ar fi putut să se întâmple acest lucru. Dar știa într-adevăr că este vorba despre un blestem din partea tatălui, numai că nu găsise încă nicio posibilitate. Nicio rezolvare. La biserică fusese așa cum merge fiecare, dar nu făcuse niciun ritual în mod special și nici nu, probabil că nu mersese chiar foarte mult. Mergea ca oricine, dar nu... Ce se întâmplă? Haideți să înțelegem pe ce principiu merge blestemul. Spre deosebire de legarea cununiilor, că nu poți să te căsătorești pentru că... În cazul blestemului este o energie care de obicei este mai mare. Și atunci ce se întâmplă? Știți că este o chestie de câteva secunde sau minute, nici măcar minute, secunde, să te duci în stația de autobuz și să pierzi autobuzul. Nu? Deci este un delay, o întârziere de câteva secunde. Deci în orice lucru în care intervine o întârziere, nu mai este cum trebuie. Da? Și ăsta este principiul pe care de fapt merge un blestem. Este o energie care te face să fii acolo unde nu trebuie, sau să nu fii acolo, sau să nu fii acolo unde trebuie. Pur și simplu, tu ar trebui să te duci în zona respectivă, că acolo este calea ta, și această energie te deturnează. Evident că nu cunoști persoana respectivă, că treci pe lângă. Da? Bineînțeles că astea nu se pot face decât cu îngăduința lui Dumnezeu. Deci oricum ar fi, le meriți. Oricum ar fi, ceva se întâmplă. Deci e clar că ea a rezonat cu blestemul de pe partea aia. Ați înțeles? Că așa am întâlnit și eu blesteme la care toate femeile din neamul respectiv au rămas văduve și blesteme în care oameni, bărbații dintr-un neam au murit toți 3 generații în aceeași zi. Deci alea sunt drăguțe. Deci e coincidență, mă, prea să moară 3 oameni în aceeași zi. Dar anihilarea se face în timp mai lung, pentru că depinde de cantitatea și calitatea energiei. De legare de cununii. Blestemul are mult mai multă energie. Și atunci
dezlegarea de blestem se face mai bine. Un preot care este bun știe să se conecteze la blestemul respectiv și știe că prin rugăciune să-l transmute, să-l sublimeze. Deci, un preot preia energia negativă și o transformă în rugăciune. Dar blestemul se referă strict la aruncarea unor cuvinte spuse cu foarte multă ură sau presupune și un alt fel de ritual? Nu, blestemul se referă strict la aruncarea unor cuvinte, că sunt spuse din suflet, că sunt pe dreptate sau pe mai puțin, dar mai puțină dreptate, dar presupun niște cuvinte aruncate din suflet. Nu presupun un ritual, ăla nu-i blestem. Aia deja, când a intervenit un ritual, ăla este deja act magic. Deci presupune cunoaștere. Sunt probleme de magie care se reînnoiesc în funcție de fazele lunii. Deci automat se conectează la energia lunii. Sunt programe care se încarcă de la aia. Deci nu se menține, nu se menține pe o viață întreagă. Nu, deci dacă tu nu știi și nu știi să-l... Deci tu care îl anihilezi programul respectiv. Dacă nu știi să anihilezi toate programele și subprogramele, se pot reînnoi și peste un timp omul respectiv se simte rău. Și atunci trebuie să te gândești ce zici, că nu ai o schemă complexă. Da, dar trebuie să înțelegem și acum nu o să stăm toată viața cu frica în sân că oricând, oricui se poate, poate oricine poate avea o pornire asupra noastră și practic suntem victime sigure, trebuie să se înțeleagă că atâta vreme cât nu ești predispus și nu vibrezi, nu rezonezi cu acea energie negativă, poate să treacă pe lângă tine, adică poate să te blesteme cineva pentru că este mai supărat sau dintr-o nedreptate, dar dacă tu ești perfect armonios cu tine și tu nu rezonezi cu energia aceea negativă, nu te atinge. Deci hai să vă spun ceva. Măsura în care te atinge pe tine o energie negativă ține foarte mult de protecția divină. Deci de protecția pe care Dumnezeu o are față, deci pentru mine. Pentru că protecția divină este, cum să vă zic eu, e cea mai importantă în relația în universul ăsta. Oricâtă cunoaștere ai avea, la un moment dat ești vulnerabil. Se poate întâmpla ca o femeie să treacă din relație în relație și să fie doar în relație și vine la mine și zice, domnule, de ce eu, zice până acum, domnule, nu am fost curtată decât de bărbații însurați. Domnule, n-a venit spre mine niciunul care să fie liber. Și dacă încep să verifici așa și la bani mărunți, descoperi că, de fapt, la nivel interior, ea nu-și dorește o familie, nu-și dorește o căsnicie, că de fapt ea este profund yang, deci ca spirit, este un spirit masculin, care în viața asta s-a născut femeie, special ca să-și descopere și să-și accepte feminitatea, să înțeleagă ce înseamnă să fii femeie, să înțeleagă ce înseamnă maternitate, căsnicie, să știe, în general sunt spirite care, curmea este că nu suportă femeile, au în general mai mulți pierdând bărbați decât femei. Și femeile care sunt prietene sunt în general tot bărbați la nivel interior și tot așa. De fapt, sunt venit în viața asta special ca să învețe să-și facă o relație, să aibă o familie și să aibă niște copii. Adică să-și accepte feminitatea și să se iubească pe ele însele ca femeie. În general sunt femei care nu se iubesc pe ele însele. Deci, pur și simplu, au fost bărbați în altă viață, au urât femeile, le-au desconsiderat. Cine știe ce le-au făcut? Și atunci, Doamne, le-a trimis să vadă ce înseamnă să fii femeie, să rezolve problemele și să vezi, mă, ești de acord cu femeia, perfect, fii femeie și vezi cum e. Să fii tratată, poate, într-un mod necorespunzător. Să fii tratată la un nivel corespunzător, pentru că, automat, universul este pe principiul oglinzii. Universul nostru material. Deci tot ceea ce este în jurul nostru este pe principiul oglinzii. Automat în jurul meu am ceea ce e în interiorul meu. Deci degeaba mă supăr. Problema nu este să schimb exteriorul. Eu asta le spun. Pot să schimb ăsta cu altul, că nu se rezolvă nimic. A avut un caz concret de persoană care și-a înțeles, a ajutat-o sau pur și simplu a înțeles ea lecția și de-a doua zi a scăpat de sub incidența acelui blestem? O doamnă foarte drăguță, era psihologă din Timișoara și a venit la mine și mi-a zis că e singură și nu înțelege ce e singură și am zis pentru că urăși bărbații. Așa mi-a dat. Pentru că urăși bărbații și nu-i suport și pentru că nu-i suport și consideri pe toți proști și în momentul în care tu la nivel interior consideri pe cei din jurul tău proști, automat tu emiți la nivel subliminal treaba asta și evident că eu, ca animal, nu, că avem și componenta mai animală, o să simt că nu mă placi, da? Se face...
rugăminte. La nivel subconștient. La nivel, exact. Chiar dacă la nivel subconștient. Și spun, schimbă-ți mentalitatea vis-a-vis de bărbați, vis-a-vis de înțelepciunea și mai știu. Iar, și te vor percepe. Și te vor percepe altfel. Fii femeie. Pentru că dacă vorbești cu un bărbat și răsești cuvintele ca și cum ai fi o mitralieră, îmi pare rău, nu o să ajungi la el. Și s-a întors peste mână și mi-a zis... Adică era foarte dominatoare, doamne. Da, deci nu, era bărbat. S-a întors peste mână și mi-a zis, zice, știi? Zice, mi-am schimbat, m-a sărit și m-a gândit și mi-a schimbat de-a doua zi. Tot felul meu de-a fi. Să văd ce se întâmplă. Și zice, am rămas blocată să văd că atitudinea tuturor celor din jur, relativ la mine, s-a schimbat. Dragoș, vreau să te întreb, aceste așa zise blesteme, farmece și așa mai departe, care deja se știe, există și este o epocă în care deja lucrurile acestea nu mai sunt un secret, pot fi văzute, adică există și o manifestare clară a lor, adică, nu știu, pot să observ ceva, o anumită afecțiune pe corp sau se întâmplă anumite fenomene sau pur și simplu este doar indusă această stare de spirit sau această programare mentală prin care ți-e merge rău în mod constant sau ai pierde și așa mai departe. Singurul aparat care pot să deceleze așa ceva sunt aparatele de biorezonanță. De ce? Pentru că, de obicei, magia acționează la nivel energetic. Și atunci, tu nu poți să decelezi decât la nivel energetic de dezechilibre. Deci dacă, de exemplu, cineva este legat la cap, să zicem, sau la ochi, ca să nu vadă, tu în zona respectivă, printr-un aparat de biorezonanță, vei observa că există un deficit energetic, adică energie negativă în plus. Este mulți oameni care au ajuns la mine pentru că s-au dus și au făcut analize, chiar și medicale, și au descoperit nivel mare al mercurului. Să întrebăm, doamne, de unde mercur? Există mercurul spiritual. Da? Deci există posibilitatea să decelezi. Dar în afară de aparatele biorezonanță, nu avem o aparatură atât de sensibilă încât să spună ce probleme apar și unde apar. Te întrebasem la începutul emisiunii dacă atunci când suntem victime ale acestor rău intenționați, este nevoie ca ei să aibă de la noi anumite obiecte sau fotografii și așa mai departe. Pentru că, în general, aceste lucruri se fac cu ajutorul unor obiecte personale sau fotografii. Haideți să spun ceva. Tot ce înseamnă obiect personal, că e fotografie, că este un lucru, are energie, poartă amprenta mea. Da? Numai că simplu fapt de a mă gândi la cineva mă conectează la el. Deci nu trebuie să aibă ceva cineva de la mine ca să se conecteze la câmpul meu. Când ești, mă rog, un om obișnuit, deci nu ești un sensibil, un sensitiv, faptul că cineva se conectează la tine nu îți spune nimic și nu simți. Doar că la un moment dat simți că ești mai moale sau simți că ești mai nervos sau simți că ceva se întâmplă. Dar tu nu simți că cineva se conectează la tine. Până și un, cum să spun eu, până și un atac vud, tip vud, da, pe păpuși sau mai știu eu ce, se face acum și are efect poate poimine sau răspoimine. Nu întotdeauna un atac are efect în aceea zi, pentru că totul depinde și de protecția mea divină. Dar de ce atunci în anumite ritualuri se ține în seama cu atâta strictețe de prezența anumitor obiecte de la persoana care ei se adresează? Știi ce se întâmplă? Este adevărat că cu cât ai mai multe obiecte de la persoana respectivă, adică sunt ritualurile de magie neagră, mă refer, păr, etc. Lumea nu crede, știi? Și la un moment dat era o chestie de magie care se petrecuse în satul de unde era tata. Și era o doamnă, o femeie, mă rog, care a fost oprită la un moment dat la spitalul nou pentru că ea nu dormea niciodată și timpul ăsta rodea bețe. Deci scobitori, chibrituri, deci trebuie ca fel să stoca dinții. Deci scrâșnea din dinți tot timpul și atunci te dau scobitori. Am vrut să o păstreze la spital, la spitalul nou. Mă rog, și mă întâlnea să văd ce de face și... era o femeie de lângă ea. Și zic, dar aici în sat, cine se ocupă de magie? Nimeni. Noi nu aveam vreo școală în sat. Nu. Dar cine se ducea la spăla morții? Păi zice, alucutare și alucutare, că le știu. Păi și zic, n-ați văzut să ia cineva? Și asta era unul dintre zice, măi, ce, am văzut că a luat păr din toate părțile de la mort. Adică și de jos, și de sub braț, și din cap. Și zic, și ce crede că face cu el?
Mă rog, deci ideea este că până, deci, și suntem în 2000, se iau, nu vorbesc de legături și mai știu eu ce de la mort, da? Lucru cu care se pot lega energie, deci nu sunt energie reziduale de același nivel energetic ca și ale noastre și cu ele, deci în funcție de nivelul la care se leagă, se poate implementa un program. Nu vorbesc de ritual, de jertfă, de animale sau mai știu eu ce. Deci, se poate. Dar acum, ca să înțelegeți, acel ritual fusese făcut chiar pe drept, pentru că era o problemă între două surori. Ați înțeles? Deci până și magia asta te agață sau nu te agață în funcție de cât ești de vinovat în ceea ce vește relația cu persoana respectivă. Dar modul în care, asta întrebasem, dezlegările acestea țin doar de felul în care tu judeci corect și automat te poți debarasa de toate aceste lucruri sau și tu la rândul tău trebuie să faci un ritual folosind alte și alte... Eu nu fac ritual. Deci, la mine curățarea este foarte simplă, da? La un moment dat înveți să te conectezi la sursa de energie universală, la lumină, la Duhul Sfânt, cum vreți să spune. Te conectezi prin rugăciune, da? Și atunci automat ești un canal prin care emiți lumină, da? Transmițând lumină prin palme, eu nu fac altceva decât să fac efectiv un duș persoanei respective. Ori, ce înseamnă programele sau energiile negative la nivelul câmpului? Înseamnă că la nivel de suflet există o porțiune, cum să zic eu, mai închisă la culoare, care conține programele negative. Eu o iau, o sublimez în lumină și cu asta am făcut curățarea. Nu o să fac niciodată ritualul. Deci, cum să vă zic eu, nu le contest. Nu contest ritualurile. Dar mie îmi place să fiu un tip eficient. Există o limită chiar și a mea din punctul ăsta de vedere. Deci să nu credeți că pot să rezolv absolut orice. Aș vrea să te întreb, să revenim puțin la persoana care spuneai că totuși făcea așa ceva, doamna aceea din sat care totuși strângea aceste lucruri. Ce cu ea? Nu, n-am cunoscut-o personal, nu știu cine e. Dar eu am vrut să mi se confirme și să le se confirme lor există. Că există femei în sat care se ocupă de magie neagră. Pentru că ai deja magie neagră când te folosești de scopul persoanei, scopul pentru care făcea acest lucru? Răzbunarea a fost. Vrea să răzbune pe cineva pentru niște pământ. Deci, ăsta e mintea lor. Și sunt lucrurile astea care se întâmplă între frați. Deci nu, sau între surori, nu. Ăsta e mintea lor. Dar se întâmplă. Sunt lucruri care se întâmplă între soți, soții care au divorțat. Deci eu am avut caz. Deci, el a divorțat de ea, ea. Deci el vrea... Deci a avut o doamnă mai tânără și a umblat de la vrăjitor la vrăjitor să-i facă rău ca să-l dezlege de cealaltă. Dom'le, ideea este în felul următor. Chiar dacă ai fost soție, dacă el nu te mai vrea sau dacă ea nu te mai vrea, nu ai, dom'le, niciun drept să-i faci asta. Iubirea e liber consimțită. Asta înțeleg, oameni. Și venise și la mine să fac nu știu ce, să-i despart. Adică mi s-a întâmplat să vină la mine doamne care, pe care le-au lăsat soții și să mă întrebe dacă pot să le aduc soții acasă și eu am zis nu. Și nici n-aș face. Și zice, cum? Și motivația este că a fost luat prin acte de magie. Aia să zic că e foarte greu să te ia cineva prin acte de magie. Nu e posibil. Și ce se întâmplă cu aceste persoane care practic condiționează pe cineva prin un act de magie? Deci, care este finalitatea? Cât timp? Adică poate să aibă efect? Depinde. Aici intervine karma. De ce? Haideți să vă explic. Magia este un lucru care este făcută de vrăjitor prin intermediul demonilor. Demonii magiei. Demonii sunt spiritele care se ocupă de karma, de plățile karmice. De ce iau grijă ca eu să plătesc tot ce am de plătit? Până la leuț. Bun. Deci, niciodată un act magic nu va fi îngăduit de Dumnezeu mai mult decât are de plătit omul respectiv. Deci dacă omul respectiv trebuie să fie legat astfel încât să nu-și dea seama de ceva timp de 2 ani de zile, poți să faci ce vrei. Nu poți să...
Dar de obicei nu se întâmplă ca în aceste cupluri, aceste căsătorii, pentru că de foarte multe ori sunt adevărate căsătorii, căsătorii în toată regula, care sunt întreținute și ținute prin acte de magie, nu se observă nimic în neregulă, adică nu este nicio manifestare ciudată a partenerului care este practic ținut prin vrăji în cuplul respectiv. O secundă. Vreau să întreb care sunt aceste semne. De obicei, la mine, la cabinet, vin oameni în funcție de ceva ce se întâmplă în ziua respectivă. Și astăzi mă întrebam, oare astăzi, de ce îmi vin, mi-au venit câteva doamne care n-aveau relații și nici nu-și doreau să aibă, și mi-au venit câteva persoane, dintre care și mama unui băiat care a fost legat cu menstruație. Și m-a întrebat dacă pot să-l ajut și am zis nu, nu pot să-l ajut. Că, și mi-a zis că a fost și la preot și a zis la fel și, mă rog, după aceea mi-a zis. Și mi-a zis, nu pot să-l ajut, pentru că este o relație karmică. Deci, eu, dacă am legat în viețile mele trecute o femeie, mi-a făcut o femeie, mi-am luat-o, am legat-o, am dus-o acasă, da? Asta este o greșeală din punct de vedere divin, da? Am încălcat iubirea, am încălcat liberul arbitru. Bun, în ziua de astăzi, nu mai poate o femeie să vină să mă ia, să mă lege, să mă duc acasă, da? Dai dă ăla prin minte o chestie drăguță, să spune mâncărică ceva și te ia cu dotul. Atunci și am explicat, puteți să vă duceți la nu știu câți preoți. Dacă trebuie să stea cu ea 2 ani de zile, atât o să stea cu ea. Și zice, păi ce nu mai înțelegem noi? Și nici nu o să mă înțelegeți, pentru că un om care este legat din punct de vedere spiritual... Nu se mai comportă normal. Nu se mai comportă normal, este ca un zombie. Ca un roboțel. Și face ce zice persoana respectivă. Rar, și mai ales dacă bea, are manifestări îngrozitoare, crize de nervi, de furie, sparge, etc. Da? Dar, în general, el este legat, el este așa, ca în lesă, ca un cățel din una care-i drogat. Deci asta e primul semn. Personalitatea lui. Deci nu mai are capacitatea lui de discernământ. Dar la nivel organic, la nivel de boală, nu trebuie neapărat să manifeste ceva. Nu e obligatoriu. Persoanele în general care leagă sau care fac astfel de lucruri, vorbesc de cei care inițiază proiectul, nu persoana în sine care îl face, adică îngureștoarea sau, mă rog, persoana la care se apelează, persoana care inițiază acest lucru, de obicei, a observat vreun destin mai special sau ce destin? Tot ce mă zic este că la data a venit la mine o doamnă și zice, doamnă, știți, femeia mea, astăzi să vă spun ceva. Ce, doamnă? Eu l-am legat pe piesul așa. Și până m-am bucat să zic, da, cum? Zice, eu i-am pus menstruație în mâncare. Zice, e nebun? Zice, nu din alt considerat, n-am vrut să leg de mine. Eu îi vorbeam despre magie și l-a zis că nu crede în prostile. Și am zis, las că-ți arăt eu. Și zic, bine, zic, trebuie să-l dezlegăm. Cert este că, mă rog, am învățat multe și s-a schimbat complet. Bine, și efectul asupra lui care fusese? Adică ce îi se întâmplă? Că se rupă de ea. Deci e un, mă rog, e un ritual care spune ceva de genul, așa cum eu nu mă pot lipsi de sângele meu, așa să ai tu nevoie de mine, o chestie de asta foarte, deci da, bine, un program foarte de bidei. Deci e un program care se bagă foarte adânc la nivel de, la nivel de suflet și devine manifest în viața de zi cu zi. Cert este că eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni. Și am ajutat să dezlege pe el. Evident că și-a luat lecțiile de la viață și a suferit pentru că e o greșeală relativ la iubire, dar nu se poate corecta. Și să nu uităm că și Ciprian a fost vrăjitor și s-a corectat și s-a întors la Dumnezeu. Deci, în urmă, orice vrăjitor, că aici e problema. La un moment dat apare tendința asta să lovești. Tu, cel care știi, vine cineva la tine, îi se face ceva, vine să-l lovești pe ăla și tot așa. Dar Părintele Argatul nu dădea voie. El spunea că până și mâna vrăjitoare au dreptul la mântuire și că nu ai dreptul să mori un vrăjitor. Și te dea exemplu că la un moment dat a murit o vrăjitoare dintr-un ritual din asta și s-a dus la Dumnezeu și mi-a zis, mă omor, dar dacă mai stăteam pe pământ, poate puteam să mă mântui. Și atunci pică vina tot pe tine, ca preot. N-ai voie, nici măcar pe vrăjitor, n-ai voie să-i omori. Am observat că în toate filmele legate de aceste acte de magie, de vrăjitorie, de farmece, de blesteme și așa mai departe, întotdeauna persoana care este lovită, chiar a fost de curând în film cu 3 vrăjitoare care invocau puterea lui Manon, și persoanele asupra cărora
ele acționau, erau tot persoane care le greșiseră într-un fel sau altfel. Adică niciodată nu s-a pus problema, chiar dacă este un film, pur și simplu, un film artistic, neapărat un film documentar, niciodată nu s-a pus problema că persoana care era lovită nu greșise. În general, noi ne căutăm justificări să facem rău. Adică găsim un motiv. Găsim un motiv să facem rău. Și asta vă spun, și eu am făcut rău mult la viața mea. Chiar sub ideea dreptății, da, se poate întâmpla să-ți dorești să faci rău. Eu am persoane greșit care spun și cărora chiar și vrăjitoare le-au spus că nu le pot face nimic. Practic nu au puterea asupra lor. Sau persoane care au primit anumite obiecte în acestea de magie, nu știu, diverse, alimente și așa mai departe, și ori le pierdeau, ori se spărgeau, ori practic asta nu putea ajunge la asta el. Asta înseamnă că au un înger păzitor foarte puternic. Ce înseamnă un înger? Asta, protecția divină înseamnă și este dată și de îngerii păzitori. Îngerii păzitori sunt trimiși de Dumnezeu pentru cei cu misiuni personale speciale. Da? Ține și de ceea ce ai făcut în altă viață. Ține de, deci, cineva care a fost sfânt în altă viață, ce-mi place asta să spun, în viața asta va avea o protecție specială. Deci orice individ, deci depinde foarte mult ce ai făcut în altă dată. Știți că e paradoxal, dar sunt oameni cu valori mici, cu protecție divină mare, pentru că ei au slujit lui Dumnezeu întotdeauna. Noi avem o noțiune greșită apropo de slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să-i slujești neapărat prin rugăciune și prin post. Și Hristos spune foarte frumos treaba asta. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se mânce, ci cel care face voia Tatălui meu. Voia Tatălui meu poate să fie orice. Pentru unul poate să fie, eu știu, să joace fotbal, pentru unul poate să fie să se roage, pentru unul poate să fie, să fie nu știu ce. Aia e problema lui și karma lui și misiunea lui personală. Și atunci, problema este să-ți accepti propriul destin. Bine, aici este mai greu să înțeleg, de fapt, ce vrea Dumnezeu de la mine în viața asta. Și aici intervine relația personală cu Dumnezeu, relația personală cu Îngerul Prestării, relația personală cu Mântuitorul. Pentru că doar atunci când ai relația personală cu Mântuitorul, știi exact ce ai de făcut. Deci concluzia este că în momentul în care ai o relație foarte bună cu Îngerul tău păzitor, cu Dumnezeu și cu tine până la urmă, abia atunci ești pe cale. Protejat, asta este cea mai bună protecție. Ești protejat, dar să știți că chiar și atunci ești lăsat să fii bubuit. Adică pot să fiu eu câtă cunoaștere am eu, da? Și din când în când adică la orice nivel, de ce? Orice la orice nivel. De ce? Pentru că există lucruri pe care le-ai uitat, le-ai omis ca să le... E clar că trebuie să fii bubuit, pentru că noi nu înțelegem, dar asta e din păcate, noi nu înțelegem de bună voie. Și atunci, ca ne luăm lecțiile de viață și o furăm. Îți mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru tot ceea ce ne-ai spus și te așteptăm cu drag și la alte emisiuni. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!